Un autoturism marca Citroen C4 a fost indisponibilizat aseară de către polițiștii de frontieră mehedințeni din cadrul punctului de trecere a frontierei Porțile de Fier 1 după ce fusese semnalat ca fiind furat din regatul Spaniei. În seara zilei de 1 septembrie 2014, ora 23:30, s-a prezentat pentru a efectua formalitățile de control al documentelor de călătorie în punctul de trecere Porțile de Fier 1, conducând un autoturism marca Citroen C4, un cetățean român în vârstă de 30 de ani din județul Teleorman. Utilizând profilul de risc potrivit traficului cu autoturisme furate și existând suspiciuni lărgite în legătură cu modul legal de deținere al autoturismului condus de către un cetățean român, polițiștii de frontieră au cercetat amănunțit documentele de identificare ale autovehiculului prezentate de către acesta. Verificările efectuate de polițiștii de frontieră în baza de date națională a stabilit că autoturismul figurează ca fiind bun căutat pentru confiscare în regatul Spaniei și aparține unui alt proprietar. Utilizând profilul de risc privind traficul cu autoturisme furate și existând suspiciuni în legătură cu modul legal de deținere al autoturismului condus de către cetățeanul român, polițiștii de frontieră au cercetat amănunțit documentele de identificare ale autoturismului prezentate de către acesta. Verificările efectuate de polițiștii de frontieră în bazele de date naționale au stabilit că autoturismul figurează ca fiind bun căutat pentru confiscare în Spania și aparține unui alt proprietar. Autoturismul a fost indisponibilizat la sediul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți, urmând ca la definitivarea cercetărilor să fie înapoiat proprietarului de drept. În cauză se efectuează acum cercetări pentru a se stabili dacă fapta constatată de poliție și de frontieră întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de tăinuire la furt. Autoturismul a fost indisponibilizat la sediul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți, urmând ca la definitivarea cercetărilor să fie înapoiat proprietarului de drept. În cauză se efectuează cercetări pentru a se stabili dacă fapta constatată de către polițiștii de frontieră întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de tăinuire la furt.